Écoute-moi, moi je le chante à demi. Parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-le de ce gars aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mis à nu je peux fuir. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Regarde-moi, au de moi ce qu'il en reste. Regardez-moi avant que je me déteste. Aimez-moi comme on aime un ami qui se va pour toujours. Je peux quand même, parce que moi je ne sais pas bien aimer mes contours. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà même si mis à nu je peux, oui. Mais voilà dans le bruit et dans tout mon sens. De 11 ani, am părăsit România acum 11 ani și a fost un moment extraordinar și vă mulțumesc. Și vouă, mersi. Dar te știu, dar Claudiu, dar cum ai ales... A, Claudiu. Claudiu Mirică. Dar cum ai ales tu să cânți în franceză? Locuiesc de 11 ani la Paris. Asta e motivul pentru care am vrut să vă cânt în franceză. Deși nu e o piesă foarte cunoscută, dar mi-am zis, poate sună un pic ca Edith Piaf, deși e o piesă relativ nouă. Sunt încântat să te cunosc, să știi. Mersi, mersi. Când am venit în România, cunoșteam foarte puțină muzică românească. Adică eu n-am crescut pe muzică românească atât de mult. Dar am încercat să văd cumva artiștii care au fost cumva apropiați de mine ca și mesaj liric și așa mai departe. Și mi-a plăcut foarte mult piesa de la voi, Țara din inima ta. Mi-a plăcut foarte mult. Da, mersi, mersi foarte mult. Da, mi-e plăcut foarte. Și fac cuvintele, dar mă rog. E o piesă pe care știi, o asculți și zici, bă, mi-aș fi dorit eu să scriu piesa asta. Mersi, mersi foarte mult. Felicitări, Claudiu. Mersi, 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 mersi. E așa de frumos să vă văd. Ați întinerit. Pe voi, pe fete, îmi pare rău, vă cunosc foarte puțin, pentru că probabil nu erați născute când cântam eu, asta e. Iar, sincer, aș fi vrut să-i spun lui Andrei, mă rog, lui Smiley, eu îl știam un pic de Andrei, sincer, ai fost cel mai cool coleg de breaslă din toată existența asta a showbiz-ului românesc. Întotdeauna te-am admirat, ai fost super cool. E un om extraordinar, sincer. Sincer. Îți mulțumesc frumos! Claudiu! Eu cu data rușine o să-ți spun că nu știam cine ești și poate că n-am recunoscut și nici vocea, poate că și anii și-au pus amprenta, dar nu într-un mod urât, ci din contra. Cred că e ca vinul căruia anii îi aduc o... ajută-mă, colegul. Un gust mai bun. Exact, exact. În schimb, numele tău îmi spune ceva și numele tău îmi spune că
cândva la un moment dat ai făcut istorie. Dacă eu îl știu și a ajuns până la mine, înseamnă că cândva ai făcut istorie. Mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă a fost chiar istorie, pentru că ar fi un pic exagerat. Eu știu numele de Claudiu Mirică. Da, îl exact. Cunosc. Da. Îți mulțumesc și foarte mult. Că dacă îl știu, înseamnă că a făcut istorie. Și felicitări că ai avut curajul să vii la Vocea României. Mie asta mi se pare un pas extrem de curajos. Sincer, mi-a fost foarte frică, sincer. De ce? Pentru că atunci când nu mai cânti, în cazul meu, pentru că am o altă meserie, fac restaurare de opere de artă, deci nu mai sunt deloc în domeniu. Și sincer, mi-a fost foarte, foarte frică, pentru că mi-am spus cum o să-mi sune vocea după 11 ani, cum o să fiu în fața publicului, pentru că mi-a fost ce te-a împins să faci pasul ăsta, să vii aici la Voce? Mi-am dorit foarte mult să mai cânt poate încă o dată, poate pentru ultima dată, de ce nu, poate să închid un cerc. Știu că sună foarte fatalist așa și pare un pic cântecul de lebădă al unui artist care a fost cândva artist. Mi-aș dori foarte mult să simt încă o dată acest lucru și, bineînțeles, și cu publicul și toată echipa și toate luminile și toată nebunia de aici. Uite! Discursul tău foarte frumos legat de ce poate să însemne muzica în viața noastră. De fapt, cu muzica nu se termină niciodată pentru niciun om. Tot pământul ăsta, toți oamenii din platou ăsta, într-un fel sau altul, sunt conectați la muzică într-un mod sau altul. Face ca, de fapt, prezența ta aici, dacă cumva îți propuneai să închizi un cerc, să fie inutilă. Cercul nu o să se închidă niciodată. Foarte frumos spus. Foarte frumos spus. Sincer. Claudiu, spuneai că pe noi ne cunoști mai puțin. Poate pentru asta ne-am întâlnit aici la Vocea României, să ne cunoaștem. De-aia te invit în echipa mea, eu să te cunosc pe tine și tu să mă cunoști pe mine. Îți mulțumesc foarte frumos. Bine! Și pentru că nu poți să stai o emisiune întreagă cu o inimă în cap și să nu spui măcar unui singur concurent să-mi sară inima din cap, deci să-mi sară inima din rațiune, să-mi sară inima din cap dacă nu te vreau în echipa mea. Asta a vrut de fapt din piept fix pe cap. Asta a vrut de fapt Irina Rimes, săriar inima din cap să-ți spună ție. Claudiu, mi-a plăcut foarte mult cum ai povestit piesa asta. Dacă ăsta e skill-ul tău sau unul din ele, mi-ar face mare plăcere să te am în echipa mea. Deja din partea mult. Mea să-ți ofer ce pot eu. Sincer sunt. Momentan nu știu că sunt pe aici nou, prin The Hood. Dar cât o să te mai folosești de asta că ești aici nou? A doua oară am folosit eu în tot concursul treaba asta. Ai avut o emisiune, două străbișnă. M-aș bucura foarte mult să te am în echipa mea, să te cunosc ca și om. Îți mulțumesc, sunt foarte încântat. Mulțumesc și eu. Sincer, vă mulțumesc tuturor, pentru că e o mare bucurie și să-mi iertați emoția. Din punctul meu de vedere, tot ce am remarcat este că Denis este cel mai aproape de universul meu. Și am să-l aleg pe el. Mi-a plăcut atât de mult de Claudiu. Eu credeam că o să întoarcă 4 scaune în momentul în care m-am întors și reacția mea a fost, adică eu am rămas șocat. S-au întors doar 2 scaune, frate. Știu de stigma, cu toate că nu am trăit în România. Mi-au spus și colegii de breaslă, adică, bă, a fost pe super val la un moment respectiv. Are versuri mișto. Rock and roll! Și Claudiu a cântat foarte bine. Chiar a transmis mesajul ăla pe care l-a avut.